Salutări băieți și fete, bine v-am găsit la un nou episod din cariera noastră de jucător la AS Monaco. Astăzi începem tare, avem meci cu Franța în calificările pentru Euro. Îi vom da drumul la meci, e deja 2-0 la noi acasă. Și pe mine mă bagă minutul 61 și așteaptă să îndrept meciul. Că suntem dobitoci. Nu-i nicio problemă. Voi încerca, voi trage din răsputeri. Ai, ai. E aiurea dacă mă întreb pe mine, da? Nu înțeleg de ce m-a lăsat rezervă. Că n-are niciun motiv, nicio chestie, nicio taină, nici nimic. Bun. Racovițan câștigă bine posesia, vine cu pasa excelent acolo, intervine Koundé. Mbappé pasează bine acolo pentru Doué, care vine cu șutul, scoate Târnovanu, s-aruncă gen cu mâna dreaptă în spate de el, scoate cu stâng. Ai, mamă, să mă ferească Dumnezeu. Chiré intră în locul lui Doué. Zaire Emery, acolo în marginea careului, presat bine de Grigore. Câștigăm posesia, Pantea. Vine cu pasa, excelent, șansă bună de contraatac aici. Șansă bună, avem nevoie de oameni în centru, driblăm frumos. Intră Teo Hernandez acolo și reușește să deposedeze. Sunt curios de ce nu e Mike. Burnete pentru Amzăr. Amzăr saltă bine aici, dar m-a încurcat ăla, nici nu știu cine a fost acolo. Atât de dobitoc, Burnete sau cum Cristos îi spune. Drăgușin câștigă bine posesia, Racovițan acum, Burnete. Saliba intervine, nu știu ce a fost, dar sperăm să fie pentru noi. Și de ce nu bat eu? Bate Burnete pe bune. Bă, ce Cristos se întâmplă în echipa asta ordinară? Pașcanu pasează acolo pentru Racovițan. Pop. Borza vine cu pasa acolo, încercăm șutul. Restes reușește să blocheze. Konate acum. Trimite la portar, portarul degajează. Drăgușin câștigă bine posesia aici, șansă bună de gol, venim cu șutul și marcăm minutul 74, reducem din diferență. Trebuia să-i dea lui Burnete, mă, că e fotbalist. Alege s-ar și vulturimi s-ar. L-a pus pe ăla să bată lovitură liberă, mă, mâncava și... Hai cu încă unul măcar. Să știm că am făcut egal. Hai cu tata. Loriante. Hai tata, stai cu minte. E bine. Zgâtul mătii de broscan. Băi, băiat, bă, ce ne-a dat-o broscanul, bă, nu te cred. Dacă exista opțiunea de a mă retrage de la națională, credeți-mă pe cuvânt că o făceam cu dragă inimă. Bă, nu suntem în stare de nimic, bă, n-am văzut bă așa ceva. Zaire Emery pasează aici pentru Saliba. Hai, Burnete, du-te, dracu, că ești prost de puți. Ești o mândrețe de prost.
Bun, Racovițan câștigă bine posesia acolo. De ce s-a băgat al meu? Ricola pasează acolo pentru Mbappé. Florian pentru Pierre, din nou Mbappé. Broscanu Măti alege sar praful de burnete, fotbalistul de Mij. Ce dracu caută la titular, mă, alege sar praful și pulberea de sufletul lui, dă-te la gară. Hai că deja mă ia capul. Burnete. Da, o bagă-l pe Burnete, dă-te morții tăi. Dă șobolan. Băi, băiat, bă, n-ai mă cum, dă o morții ei de treabă. Da, hai să mergem, tată, pe Groupama Stadium. Mergem în compania celor de la Olympique Lyon. Sperăm să câștigăm. Nu da alta, dar văd că în ultimul timp cam toate cluburile, inclusiv Naționala, unde jucăm noi, și-a cam luat-o pe dincolo, Mâncavaș. Cluburile nu mai fac transferuri. Și Naționala îi bagă pe mai dobitoci, ei mai proști, îi bagă în teren. Bă, și la faza aia când era, cred că 2-1 era, nu mai știu. Bă, i-am cerul ăla, Burnetele Vieții, de 735.000 de ori. Aveam 7 km până să intru în offside și nu mi-a dat pasă. Am intrat în offside și mi-a dat pasă, mă, Mâncavaș, gura voastră. Și ăștia ne-au dat gol. Bă, cum e posibil, mă? Bun, câștigăm bine posesia aici, rămânem foarte bine la balon. Trecem excelent, șansă bună de gol, venim cu șutul pe lângă poartă. Măta mare. Cordoba degajează. Pau câștigă bine posesia aici, driblăm excelent, intrăm bine în centru aici. Șansă bună, șut și reușim să aducem egalarea, excelent șut, cel mai frumos, bă, pe ziua de azi, pe acest episod. Burnetele Mătii. De ce am făcut asta? Direct sub bară, tata. Direct sub bară, i-am liniștit, i-am rezolvat, nu mai au ei ce să ne facă nouă. Varela. Au început tare băieții, dar s-ar putea să nu se știe. Danjuma pentru Butcher. Câștigă bine acolo Sudakov. Felix pentru Newerton. Jakobsen. Pau pentru Sudakov. Sudakov vine bine cu pasa aici. Bă, ce m-a deposedat ăla. Butcher. Pasează acolo în bandă pentru Danjuma. Jumanji. Ia vezi. Gonzalez vine cu șutul. Noroc că a fost un șut de clasa 3-a, că era belea dacă îl prindea pe la cum trebuie. Al meu nu sare la cap. De ce oare? Habar n-am. Thiago întoarce aici pentru Cust. Cust. E jale, mă. Bă, nu știu, dar mi se pare mie sau EA-ul parcă și-a pierdut din ideile astea de nume a fotbaliștilor inventați. Că să mă bată mama dacă nu le dă niște nume de Nici nu știu cum să-l citești. Să mă bată măicuța. Pau pentru Colwill. Sudakov vine bine cu pasa aici, șansă bună, șansă bună, șansă bună, îl facem pe ăsta, bă, dă-l în gâtul Măsii. Venim cu șutul la colțul lung și marcăm pentru 2-1, 2-1, băi, tătuțule, bă, 2-1. Reușim să trecem în avantaj,
aici pe Groupama Stadium. Da, au început ei bine, dar noi am terminat repriza și mai bine. Ha, ha, ha. Mă scuzați, îmi pare rău. Băi, Valera. Felix, întoarce acolo pentru Jakobsen. Sudakov vine cu pasa excelent aici. Ce pasă bună de la Sudakov. Venim cu șutul și iată 3-1. Minutul 47. Param, pam, 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 pararara. Ce-a fost asta, bă, tată, bă? Băi, ce frumos. Rihihihihili. Șponc, eroare. Se mai poate, se mai poate, da, da. Stăm nemaipomenit de bine. Am început rău repriza și am terminat-o pe cai mari. Am terminat-o pe cai mari. Varela. Butcher. Danjuma. Meyer. Nu mai cunosc niciunul, bă, de la Lyon. Să mor eu. Bă, unul nu-l mai cunosc. Butcher. Bun, Singo intervine acolo, dar pierde minge. Ah, stai mă că era... Da. El cred că a vrut să șuteze, practic. Acum nu știu dacă... Bun, deposedăm excelent aici. Sudakov vine bine din spate. Col. Col centrează excelent acolo, dar puțin prea în față. N-a putut al meu să ajungă. Gonzalez. În bandă acolo pentru Thiago. Becker. Ai de mă. Varela. Gonzalez. Thiago. Thiago deposedat bine acolo, primim o pasă excelentă, trimitem în centru acolo pentru Cole. Cole încearcă să întoarcă balonul acolo, dar Kust intervine și aparent e fault. Aparent am fost faultat. Am încercat direct șutul, da? L-a blocat. Jegus. Să mor tu că așa l-am dat. Băi, n-ai cum, băi, tată, bă. Mă fac de râs acolo la bătrânețe, n-am văzut așa ceva. Nu se poate. Sudakov pasează bine acolo pentru Pau. Din nou Sudakov. Colwill. Un joc dement de pas aici. Băi, băi, ăștia, nu știu, sunt periculoși, tată. Thiago. Thiago presat acolo. Varela vine din spate și îl ajută. Din nou Varela. Valera cum ar veni. Era un fotbalist, nu știu dacă mai e. Oniecuru. Bă, oare mai, o mai fi, mă? Oare mai joacă? Trebuie să-l caut. După episodul ăsta trebuie să-l caut. Mi-a trecut acum în cap așa și sunt curios dacă mai joacă. Gonzalez. Trimite acolo în centru pentru Butcher. Danjuma. Singo vine cu o pasă bună aici. M-am încurcat al meu. Nu te cred. Bă, ce aveți, mă, tată, mă, vă drogați. Meyer. Varela. Varela înaintează acolo o pasă aiurea. Becker. Felix. Sudakov, Colwill. Colwill saltă bine aici, pasăm excelent aici pentru Sudakov. Ce ori avea, mă, tată? Bă, ce au ăștia, mă, dă-o, mă, în gura, mă, sică, nu, bă, nu mai rezist. Deci nu mai rezist.
Am făcut hat-trick-ul. Asta e bine. Și am adus victoria totodată. Nice îi învinge pe Mets. Iar noi trecem pe locul întâi, dar au un meci în minus PSG-ul. De ce? Să mor tu, că acum au unul în plus și... Ah, au pierdut două la rând. Țiplă, băi! Mari oameni, mă. Iată, pierde cu Toulouse și cu Lille. Bravo! Bravo! Iar noi avem meci cu Lorient. Nu o să-l jucăm acum. De fapt, hai să-i dăm sim. Totuși, e Lorient, ar trebui să câștigăm. Și câștigăm 1-0, marchează Sudakov, reușim să luăm cele 3 puncte. Greuț, greuț, dacă mă întreb pe mine, totuși e Lorient. Și acum avem meci cu Lugano. Hai să facem o nebunie și să-l simulăm și pe ăsta, că și așa suntem buni și dacă e ceva în retur, o întoarcem. Hai să vedem. Da, ce să... Da. Am luat bătaie de la Lugano, ești prost? Mă, e legal? Bă, e legal așa ceva? Hai să vedem. Avem meci cu Brest. Hai să-l simulăm și pe ăsta. Că Brest e rău de tot în momentul de față. Câștigăm 2-0. Am dat o dublă, am ratat și un penalti. Am avut șansa de a face hat-trick-ul. Iată, Lorient îi bate pe Nice. Ceva interesant. Bun, tată, reușim să marcăm, așa că episodul următor îl începem tare direct cu Lugano în deplasare. Și vom spera că reușim măcar să facem ceva, de Doamne ajută. Mai avem 2, 4, 5 meciuri și s-a cam terminat sezonul. Faza interesantă e că jucăm cu PSG ultimul meci. Da? Deci suntem șefi. Suntem șefi. Avem șansa de a câștiga Liga, avem șansa de a câștiga Conference-ul, avem șansa de a ne bate joc de PSG. Dar până să ne batem noi joc de PSG, vom vedea ce reușim să facem. Aici nu ne vrea mai nimeni. Sunt curios rapid cum stă. Ia. Hai să verificăm un pic. Aia și acolo pe partea înaltă. Pe ușa din dos, cum ar veni. Stă bine. Nu e, bă, că stau bine lărguții. Dar în schimb, dacă nu se poate, cred că cumva sezonul următor cel puțin, cred că ne vom întoarce în campionatul nostru. Nu știu cu cine vom semna, dar vom vedea. Da, ori Rapid, ori Dinamo, asta e clar. Acum, vedem. Bun, bă, tata, cam asta a fost pentru azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Și până data viitoare, ce să vă zic? Aveți grijă de voi și nu uitați să fiți cu minte, nu cu minți. V-am pupat. Pa, pa!